Bună ziua și bine ați revenit la o ediție specială Puterea Știrilor. Astăzi nu am un invitat, așa cum poate v-ați fi așteptat în studioul Puterea Știrilor, însă am un invitat special de această dată prin telefon. Este vorba despre europarlamentarul PNL, domnul Gheorghe Falcă. Bună ziua, domnule Falcă, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Știu că premierul Nicolae Ciucă și ministrul de externe, domnul Bogdan Aurescu, au avut o întâlnire astăzi cu europarlamentarii români la Bruxelles, acolo unde oficialii români au o vizită zilele acestea, o vizită de lucru. Ce s-a discutat mai exact la Bruxelles, domnule Falcă? Împreună cu primul ministru, domnul Ciucă, și cu ministrul de externe Aurescu, a participat și domnul Predeau, ministrul justiției. Cu dânsii am abordat temele care le-au avut în agenda în ziua de ieri și în ziua de azi, tema Schengen, mecanismul de coordonare și verificare, programul național de redresare și reziliență. Am discutat despre sprijinul față de Moldova și Ucraina. La nivelul discuțiilor, experții care au fost în urmă cu două săptămâni în România și au analizat stadiul în care lucrăm noi la nivelul Poliției de Frontieră a fost deja apreciat de către Ursula von der Leyen, de către Comisia Europeană, și iar raportul final va fi transmis și Olandei și evident tuturor țărilor care sunt în Consiliul JAI. Ce semnal aveți de la Bruxelles? Vom fi primiți în decembrie în spațiul Schengen, așa cum așteptăm, domnule Falcă, de 11 ani de zile. Știm că Parlamentul olandez a adoptat un fel de rezoluție în acest sens. Olanda nu ar trebui să voteze aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen. S-a schimbat ceva? Acum trebuie să fim realiști și să spunem că imediat după 2011, când am realizat condițiile tehnice, România a trecut prin câteva momente dificile, da? În 2012 ne-am suspendat președintele, dacă vă aduceți aminte, premierul de atunci, Victor Ponta, era chemat la Bruxelles, primea o listă de corectare a vieții politico-juridică din România. Apoi, în 2017, am avut ordonanța 13. De aceea putem spune că în cei 11 ani noi nu am reușit pe nicio președinție a unei țări să punem pe tapet aderarea noastră la Schengen. Aderarea noastră la Schengen este pusă pe tapet în Consiliul JAI din 8 decembrie, președinția cehă, și de aceea noi suntem în perioada în care facem aceste pregătiri. Ce vă putem spune este că am ieșit bine în raportul tehnic. Domnul Predeau a prezentat situația comisarei Iorova cu referire la legile justiției și sperăm să avem un raport MCV pozitiv. De aceea nu avem în acest moment niciun semnal negativ, cu excepția votului din Parlamentul Olandei, care este un vot care l-a mandatat pe premierul Rutte să analizeze serios situația tehnică din România și situația legilor justiției din România. Exact domeniile la care noi ne pregătim să avem acoperire până în luna decembrie. Dumneavoastră personal ați discutat cu europarlamentarii olandezi? Da, am discutat cu colegi din PPE, unii au fost pentru că în coaliția de guvernare din Olanda sunt două partide din Renew și două partide din PPE. Așa cum știți, rezoluția Parlamentului European a fost o rezoluție pozitivă. Cei care sunt din partidul premierului Rutte, cei de la Renew, s-au abținut.
cei de la PPE au fost pentru. E o istorie pe care o au cei din Olanda față de intrarea României și Bulgariei în Schengen. Istorie care, v-am spus și eu, pleacă din 2012. Noi, în schimb, argumentăm prin schimbările pe care le-am propus, schimbările pe care le-am reușit să le realizăm de atunci încoace, mai ales că așteptăm, cum v-am spus, ca mecanismul MCV să fie un raport pozitiv anul acesta. La Bruxelles, România are o singură voce, să spun așa. Vă întreb pentru că aici, în țară, unele partide, da, printre care și Partidul Național Liberal, susțin că USR, spre exemplu, sabotează interesele României, mai ales acesta de a intra în spațiul Schengen în decembrie. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Dacă da, eu nu cred că USR are o astfel de forță. Eu cred că noi ne-am făcut temele statul român. Aici, la Bruxelles, aproape toți eurodeputații lucrează în interesul național. Chiar de curând, prin programul Repower EU, România primește 1,3 miliarde euro pentru a compensa creșterile pentru energie electrică și pentru a reuși să investim în capacități de producție. Pentru acest proiect au lucrat aproape toate grupurile politice, de aceea cred că putem exclude faptul că un partid este împotriva obiectivului de țară pe care îl avem noi, care înseamnă aderarea României la Schengen. Deci nu credeți ceea ce spune practic purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, domnul Ionuț Stroie, susține acest lucru, că USR sabotează cumva aderarea României la spațiul Schengen. Dumneavoastră, da, eu nu, da, eu nu cred că se ocupă cineva cu o idee negativă. Despre renegocierea PNRR-ului pe pensii, ce știți? Ce s-a discutat la Bruxelles zilele acestea? În primul rând trebuie să spunem că astăzi au intrat tranșa a doua în România. Premierul a discutat despre PNRR, despre etapele pe care noi trebuie să le facem pentru implementare. A discutat despre faptul că solicităm ca acel procent de 9, ceva la sută din PIB care ar fi fost maxim de accesat pentru pensiile românilor să fie eliminat și să fie introdus o altă, un alt criteriu financiar. Evident că acel procent nu ne afectează în acest moment creșterea pensiilor din România, deci era o discuție oricum falsă în țară că noi nu putem crește pensiile datorită acelui procent, dar ca să nu mai fie acea discuție falsă, se solicită chiar eliminarea. Am prezentat modul prin care noi ne vom încadra în deficitul bugetar atât în 2023 cât și în 2024. Anul acesta suntem în graficul negociat cu Comisia Europeană. Mai mult de atât, s-a reușit ca un jalon care însemna capacitățile de producție a energiei electrice prin folosirea cărbunelui să fie trecute în rezerva tehnică, adică să funcționeze în continuare, dar funcționează ca aport extra la ceea ce înseamnă alte capacități de producție. Deci nu avem nicio temere că, să zicem, capacitățile de la Rovinar să fie cumva închise sau cele de la Paroșeni. Știți că în țară se vede așa, ca un soi de licitație pe tema aceasta măririi pensiilor, cu cât la sută? Partidul Social Democrat propune 1%, Partidul Național Liberal spune că nu se poate mai mult, de exemplu, de 15%. Cu cât ar trebui să se majoreze aceste pensii? În primul rând, trebuie să le spunem românilor că de la 1 ianuarie se vor majora pensiile. Doar că cineva, dacă ne aducem aminte de pe plajă din
Constanța, când încă lumea umbla în șlap, a transmis un mesaj că dânsii ridică pensiile cu 10%. Ministrul Budăi trebuia să ne spună, în schimb, în ce stadiu este pregătit pentru jalonul care trebuie să fie aprobat până în decembrie, care face referire la pensiile speciale.